poate începe lucrările. Domnul primar prezentat și proiectul de zi. După cum ați fost informat, pe ordinea de zi avem 7 proiecte de hotărâre, puncte de vedere și 3 suplimentare. Cine este pentru ordinea de zi? Domnul primar, prezentă. 14 suplimentare. Domnul primar, prezentă, vă rog, continuați ședința. Bună ziua! Proiectul de hotărâre numărul 20-92 privind încheierea acordului de FALOA numărul 46317-2010-2021 privind modul de reducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin decizia numărul 44 din 13-2018 și a deciziei numărul 44 din 4-2021 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin decizia 44 din 13-11, emisie de camera de conturi 4-1. Dacă sunt înscrieri la cuvânt, domnul Orteanu, altcineva? Domnul Matei. Domnul Orteanu, aveți cuvânt. Domnule, în prezentul raport, la lătura 2-6, se cere recuperarea sumelor care au fost făcute cheltuieli cu comportiri telefonice și vechea în timp de acele telefoane și de acele comportiri în valoare foarte mare, de cu ani în urmă. Camera de conturi Bacău spune, din verificarea asta, s-au constatat reprezentând costuri suplimentare efectuate prin ziua valențelor la acele telefoane. Stabilește ca în măsură recuperarea costurilor respective. La stadiul de implementare a acestei măsuri, se face vorbire și se spune că, din nota de relație și așa mai departe, domnul către primarul domnul Gabriel, următoare, sau contractul, având în vedere faptul că a solicitat operatorului, Vodafone, în cazul nostru, să ceară, să dea o detaliere a facturilor respective, nu a făcut acest lucru, și la stadiul de implementare se vine aici cu următoarea formulare, constatând că acestea au fost efectuate în interes de serviciu. Deci despre o convorbire telefonică care a depășit costul abonamentului și care o grada de camera de conturi Bacău o consideră că a făcut ceva suplimentar peste, cum poate să fie, mă întreb, cum poate fi considerată ca în interesul serviciului multitudinea acelor convorbiri dacă firma de telefonie nu a dat o detaliere ca să vedem ce și cum. Încotro au fost făcute costurile respective și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu consider că este o nepotrivire a celor cerute de către Curtea de Conturi, de către Camera de Conturi Bacău, și noi venim acum să spunem pe statul de implementare despre implementarea măsurilor impuse de către Curtea de Camera de Conturi Bacău. Eu consider bine, dar nu putem să ieșim probabil din lege. Aceste termene largi de îndeplinire și de realizarea celor propuse ne duc către neefectuarea corespunzătoare a acestor măsuri. Deci, încă o dată, eu consider că măsura respectivă nu este implementată. Înțelegeți dumneavoastră? Și nu trebuie, din acest punct de vedere, eu voi fi împotriva acestui proiect. Vă mulțumesc. Domnul Matei, despre. Aș dori, în primul rând, ca proiectul de hotărâri să fie înlocuit cuvântul în limba engleză, așa încât, în timpul raportului respectiv, nu se face vorbire de așa ceva. Raportul vin în mod de conducere la definire, nici cum nu faci cuvinte la acest cuvânt în engleză. Deci, chiar și titulatura proiectului este cuvânt și în articolul numărul 1. Deci, propunerea mea să dispară acest cuvânt. Nu, Curtea de Conturi Bacău nu vorbește să spun. În al doilea rând,
și eu pe acest raport întorcut de Camera de Petrotul Bacău și am constatat că la stadiul de implementare la măsura numărul 1 spune că a constatat la data de 22-a-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 
respectat diferența de 500 de lei. Dar nu face referire. 500 de lei din cât, cât a rămas. Pentru că mai sus, foarte bine explic, 2015, constată că erau 38.750 lei, au fost efectuate realmente valoare de volum, 1.700 lei, mai puțin cu diferență de. Deci spune cât, cât a plătit, cât a rămas. Ora e cea mică. Ia mai jos, pentru că măsura a fost implementată. Păi dacă s-a plătit numai 500 de lei, nu a fost implementată. După aia, vorbește valoarea estimată de către auditor, 35.000 de lei. Valoarea stabilită de către entitate, valoarea încasată de entitate. Cine a stat entitate? Cine a stabilit și cine a încasat? Eu nu înțeleg aici. Cine a încasat? Că, din cât mai sus și înțeleg eu acolo, școala gimnazială, din potrivă, era obligată să vireze. Deci avea obligația să plătească, să achite, nici de cum să încaseze. Nu înțeleg cine a încasat asta, suma asta. Mergem la măsura numărul 2, care aici se face o vorbire referitor la convoluții electronice, mai mult din Vodafone. Dar din raport, aici e destul de clar că în cadrul acordului emisii de telefon România, după așa, spun clar, traficul de date mobile în țară și străinătate, peste nivelul abonamentului, așa mai departe. Deci, către telefon nu se face nicio adresă, numai către Vodafone. Și mă surprind, iar vorbesc la auditori, valoare estimată, constată prejudiciul, de 25.000, valoare stabilită, de entitate, nu știu cine e asta, entitatea, de 20.740. Și ala, eu nu înțeleg, dacă pur sunt auditori, sunt specialiști, cum poate să vină fața mea să spună valoare estimată? Păi stai, domnule, vorbim, fac controlul și vorbim valoare estimată. Păi așa cum ușor o mașină din asta, încărcat cu balastă și spune că cam are cam 20 de tone. Și mă și-o cântăresc, nu vrea, are 16 tone. Păi dar cum vreau? Mă, și diferența între 25.998 și 20.007, unde este? Cine spunea de vreo? Firma, entitatea asta, care a stabilit suma de 20.000, stau ei care au control. După aia, zice valoarea încasată de către entitate. Păi cine a încasat de la 5 și cine a încasat? Și diferența asta de 998 s-a adaugă la 20.000 sau s-a scade la 20.000? Și iar în final spune că în concluzie măsura respectivă a fost implementată parțial. Eu nu înțeleg cum a fost implementată parțial, din moment ce domnul primar spune clar că a verificat documentele și spune că s-a văzut de serviciu. Deci, din punctul meu de vedere, a trebuit să fie rezolvată și să fie aici implementată. Oare nu spune nici implementată, nici fie asta. Din acest punct de vedere, dau un rezerv față de acest raport. Iar dacă ne uităm pe atent, ne uităm un pic pe raportul de specialitate, întocmit pentru acest proiect, apropo, aici s-a stricat o greșeală, este camera de conturi Bacău și nu camera de conturi Căiuț, este o greșeală, vă vedeți, da? Spune așa, într-o raport de specialitate. Raportul în camera de conturi Bacău se prezintă consul local, autoritatea de deliberativă la nivelul comunii, sens în care va adopta o hotărâre de însușire a documentului emis de camera de conturi și, eventual, poate dispune măsuri de duce la îndeplinire. Deci noi putem măsuri. Și eu vin cu următoare măsuri. Deci, la pentru acest proiect. Măsuri. Primarul ATC Căiuț, în calitate de coordonator principal de credite, va imputa în mod egal suma de 20.740 de lei, reprezentând costurile suplimentare care au afectat creșterile bugetare ale primăriei, perioada 2005-2018, fiecărui titular de abonament Telecom și Vodafone din acea perioadă. Termin 31.3.2021. Pentru că merge prin analogie. Așa cum la serviciul de cablu și canal, suma de 105.000 de lei, care s-a stabilit și să fie plătită de cei 890 de contractori, în același caz s-au prins în mod egal, pentru că nu s-a știut care a furat, care a făcut bypass. Așa sunt cazul. Nu știm care, din cei, în primul nu știu câți
câte abonamente, nu știu, vorbiți nici aici. Câți au fost și câte abonamente au fost la fund, câte astea, câte în total. Vorbiți și numai de abonamente. Nu știu câte sunt, dar s-o resimțim să împarte în mod regal la fără. În situația în care unul din cei ce trage abonamente este nemulțumit din măsura o altă, nu are decât să apuneze din instanță, iar primării să solicite instanței ca Vodafone și Telecom să pună la dispoziție desfășurătorul convorbirile telefonice și atunci dacă nici la solicitarea instanței cele două servicii nu pun desfășurătorul la acesta, înseamnă că justiția nu mai există și în concluzie spate de nu mai există. Mulțumesc. Deci, în cazul în care se aprobă cu măsura să de acord, în caz că nu se de acord cu măsura făcută de mine, eu voi vota pe cei la acest loc, să fie refăcut sau nu. Nu am înțeles. Mulțumesc, domnul președinte. Nu știu cu discuții cu tema acestor bani, știți că am mai întrebat ședinții din urmă dacă acest sum a fost recuperat. Este un lucru foarte simplu. Până în perioada văd iulie 2016, momentul în care ați intervenit domnul primar, ați luat funcția de primar, septembrie 2018. Deci eu rețin foarte clar, facturile veneau toate de paralele. Ca convorbire. Eram primar și nu există la o instituție să nu vină. Ele nu mai vin detaliate dacă cineva, responsabilul de abonament, în special, cred că sunteți dumneavoastră sau altcineva, a cerut în mod expres să nu mai trimită facturi detaliate. Una. Punct. Doi. Nu există să nu se afle numărul de telefon pe care s-a văzut costul suplimentare. Din toată lista de numere de telefon, chiar dacă nu sunt detaliate, scrie numărul de. Eu am fost la Curtea de Conturi și n-am vrut să dau detalii, că nu am vrut. Când m-au chemat pe cea să speți. Dar, dacă vă duceți retroactiv și luați toate numerele de telefon, veți vedea numerele de telefon care au creat acest cost mare. Și puteți la persoana care a deținut acel abonament să puneți să plătească. Eu vă spun că sunt trecut prin asta în 2014, mă rog, nu văd, eram primar, s-a întâmplat așa chiar un abonament de-a meu și am plătit 98 de ani. I-am depus la caserie, sau eram viceprimar, da, viceprimar. Primar era domnul Daniel, în ultimul an, mandat. Și am plătit 98 de ani pentru că am creat costul suplimentar. Deci este foarte simplu. Dacă aduceți, găsim în contabilitate facturile, chiar dacă nu sunt detaliate, numele se văd, ce număr a făcut post? Avea turlan 0720533935936934. Care sunt? Ce abonament avea? Atât. Și eu dacă am plătit, plătesc. Perioada 2016-2018. Deci e greu. Eu dacă am plătit, plătesc. Da? Deci și eu, datorită acestui lucru, mă voi abține la acest lucru. Vă mulțumesc. Domnul. Nu știu cum să încep, ca să nu îmi înțeles greșit. Noi avem numerele de telefon pe care s-au făcut costurile suplimentare. Bineînțeles că nu sunt pe aceeași valoare. La unele mai mult, la altele mai mult. Sunt un număr după 5 numere de telefon. Nu credeți că numai am și eu. Are și numărul meu, are fost suplimentar. Că și numărul domnului la. Și încă are numărul mic, ea, numărul. Toate abonamentele care erau în primărie, la timpul. Că la numărul respectiv, la articolul ăla, vine extra-opțiune. Abonament cu și extra-opțiune. Adică e depășire la numărul respectiv. Și e 2 lei la o lună, 5 lei la o altă lună, 100, 200, 500 lei la un număr la o lună. Sunt detaliate, dar ce s-a întâmplat la timpul ăla? Era un număr de 40 de telefoane. Da, abonament. Cu diferite alocări. Adică, unul era de un abonament de 8
euro, unul de... pe fiecare nu. De 11 euro, unul de 21 de euro, unul de... depinde cine le persoanele cu decizii din primărie aveau una... așa cum mai la fel, nu problemă, dar nu se mai ajung la costuri suplimentare. Aveau un anumit număr de minute și un abonament mai mare de mai mulți euro. Și erau și abonamente de 3 euro. Ce a fost, ce s-a greșit la momentul ăla, nu s-a limitat. Adică, se putea. Avem acum, ai abonament de 11 euro, vorbești de 11 euro și să tai tonul. Să-ți apare, administratorul contului dumneavoastră v-a limitat accesul la acest număr. Sau ceva de genul, nu știu cum apar la... Ei, și s-au făcut costurile suplimentare de care vorbim. Și s-au... le-au constat, s-au adunat lună de lună, la atâtea numere, ori atât, ori de... s-au ajuns la suma asta. Măsura la Curtea de Conturi e dată pentru primarul exercițiu. Adică că ar trebui să duc la îndeplinire. Ceea ce spunea domnul Matei, nu știu, e ok, dar nu e în unanimitate ok. Că nici eu nu sunt de acord să plătească nimeni după mine. Da, dar cel care se simte nevinovat, știi când a vorbit, nu a venit să dea judecată. Și prima dată ce e slujbător, să a vorbit sau nu a vorbit. Toată această imposibilitate care avem acum, sau cu dumneavoastră o considerați, nu putem recupera banii respectivi, nu se datorează celui care avea capacitate să decide la acea vreme, sau la acele vremuri, așa, următorul lucru. Telefonul numărul, cu numărul respectiv, cu contract de atât, și ai să fii urmărit atunci. Ai depășit, n-ai așa dacă lăsăm. Și au trecut ani de zile. În contabilitate avem situația pe fiecare numărul care are depășit. Conceteți atunci de urgență, conceteți la încasarea sumelor respective de la oamenii care și-au termis lucrul ăsta. Că au urmărit instituția noastră. Asta o să urmeze și o să te pună bani în caserie, în termenul stabilit. Asta înseamnă articolul 3, trebuie mise dispoziții individuale pentru salariați de semn. Care sunt? Care nu mai sunt? Vom vedea. În ce condiții se poate... Să nu mai vorbim de faptul că numărul ăla de 40 de telefoane, cât se angajați avem în primărie? Dar atunci aveau și consilieri. 5 consilieri aveau telefoane. Domnule, lăsați-i până așa. Cât? Din aia 40 și eu. Din 40. Cât angajați avem, domnule? Chiar toată lumea trebuie să... A fost un mic dezmăț, așa. La momentul ăsta nu este. Telefonia asta. Păi dar nu se poate. Da, da, da. O să recuperăm banii ăștia și dăm asocia de sportiv, domnule. Asta e trebuie. Păi... trebuie să depușim ca serii la primării. Păi, da, și acum, acolo s-o lăsă ceva cu sport, domnule. Și măcar să face ceva cu sport. Păi da, da. Ce faci? Îi mutăm într-o parte în alta, îi dăm la sport și mai vine putea și îi putea. Face legalizam sportul, domnule. Dar eu, dați-mi voie că intervin așa, din ce rețin costuri mari sunt două numere de telefon. Dar putem chiar la apătare, nu se spune costuri. Deci costuri. Putem, eu dacă am avut depășit... Să le avut 15 telefoane. Dar mă recunosc, adică... Problemă. Deci eu dacă am avut depășit pe 935... Nu plătiți prăzul. Că eu nu, mi-a să plătiți. Astăzi la
se vor așa până la primăria. Se duce la... Cât e abonamentul la primării la Vodafone acum? Fix. Cât cam cât e? 1600, poate. 16 milioane, nu? Și atunci era vorba 2020, cam așa. 18, 2020, era ceva de nume. Ce mi-a luat aici? Iau 40 telefoane. Păi da, da, da. Da, să mai știi cineva la vot? Supune la vot, voi cum nu au luat nici nu. Asta zice articolul 3, domnul Matei. Domnul primar va emite dispoziții individuale. Nu poți să trebuie aici individual în fiecare punct. Asta înseamnă ce a spus dumneavoastră, asta nu face. Exact ce a spus dumneavoastră. Dar dumneavoastră se facă la ușa. Deci, exact, asta se va întâmpla. Ce a spus dumneavoastră? Yeah.
Anyway, proiectul respectiv vorbește despre rectificarea bugetului de intervenție cu cheltuielile. În cadrul acestei rectificări s-a făcut cu siguranță și rectificarea, nu suplimentarea listei de investiții din fondul de rulment a primăriei. Dacă lucrurile stau așa, eu îmi spun, mă întreb, și m-am întrebat de mai multe ori, rolul nostru a Consiliului, în condițiile în care ceva nu se realizează sau nu funcționează bine, cetățenii Comunei Căiuț se referă nu numai la executiv, bineînțeles, și la deliberativ, respectiv la Consiliul Local, la membrii Consiliului Local. Și aș face referire la câteva aspecte. Și starea drumurilor. Dacă un drum este rău, imediat cetățeanul, primăria, primarul, în primul rând, după aceea și consilierul. Eu nu rețin să fi fost din rândul nostru a consilierilor cineva împotriva reparării sau asfaltării unui drum din comuna noastră. În anul pe care l-am parcurs aproape, primăria realizează câteva lucrări la drumurile care ne aparțin. Respectiv, s-a făcut asfaltarea drumului DN Căiuț-Stat, s-a făcut asfaltarea drumului CPR și ce s-a mai fi făcut? În cadrul rectificării bugetului prin suplimentarea listei de investiții, eu nu țin minte să fi fost consultat ca și consilier local în legătură cu prioritizarea investițiilor din această listă. Mai concret, s-a stabilit prima dată să se asfalteze Căiuț, proiecte existau și pentru alte drumuri. S-a stabilit a doua oară să se asfalteze drumul CPR, proiecte mai existau și pentru alte drumuri. Dar, domnule, revin la un termen care uzăm de el foarte des, probabil că nu-l înțelegem cu toți. Prioritizare. Prioritizarea pentru mine înseamnă ca din mai multe lucruri pe care pot să le fac, trebuie să le fac, să le fac pe cele care sunt descrite necesitate și în primul rând al necesității. Și am să revin cu ruga mea. De la fondul, de la bugetul local, s-au cheltuit bani pentru respectivele investiții. Aveam în fondul de lume o sumă importantă. Legea ne permitea să ne mai împrumutăm. Ați ales să nu facem lucrul ăsta. Și mă întreb astăzi, între cele două asfaltări care s-au făcut, prioritare erau acelea, pentru că acolo exista asfalt de bine de rău. Și erau câteva locuri, unde erau, nu știu, locuri care se putea proba, cum ați procedat și la port și la porțiunea până la port. Sau erau drumurile celelalte care nu erau absolut deloc asfaltate. Referitor la drumul CFR, eu mă întreb, câte garanții a avut acel drum? Ne-am apucat anul ăsta să-l asfaltăm, pentru că el a fost făcut în 2016. În 2016 a fost realizat drumul respectiv și dacă a fost făcut de mântuială, încât se necesite acum o intervenție de urgență și să intre în categoria prioritizării lucrurilor, nu pot să fiu de acord. Domnule, am o rugăminte la dumneavoastră, domnule primar. Începând cu anul care va să vină, haideți și consultați-ne și pe noi la stabilirea ordinii execuției lucrărilor respective. Mă refer la prioritizarea lucrurilor. Pentru că să știți un lucru, dumneavoastră sunteți calul de bătaie. Dacă un cetățean din comună este nemulțumit de starea unui drum, vă pomenește pe dumneavoastră. Eu nu vreau să fiu pomenit. Ca rău.
Da. Nu luam cuvântul, dar a tins două probleme, domnul Marteanu, și direct vreau să vin până și precizeze. Ședința trecută am întrebat pe domnul viceprimar dacă știi cât e valoarea hotărârii dumneavoastră, carte RCFR. Mă uitați în șasuri și acum 1.345.000 de lei. Stratul 46, cât e de asfalt. Deci, domnule, o cheamă drumul din cartierul CFR când a fost făcut cu macadam cu asfalt. La vremea respectivă a fost o investiție cu proiectare, cu execuție cu tot, în valoare de 120.000 de euro, top de viață în Tolișeva. Deci dacă baza lui cu piață, cu pic, spate, cu tot, la vremea respectivă era 5-6 miliarde, astăzi un strat de asfalt acolo, coroborat, coroborat cu asfaltul din Cățisar, care e 4 miliarde jumate, aici e 1.345.000 de lei. Deci undeva 250.000 de euro. Deci s-a dublat. Fără să-i mai faci șanț, fără să faci un pot, fără să faci nimic. Două straturi de asfalt. Vedem grosimea, lățimea, și vedem ce cantitate de bitum s-a băgat, câte metru cub plus manovră. Mi se pare, și am mai zis-o pentru că vorbim la buget, fără să supere, nu zice nimic, nimeni de lucruri care îi faceți, dar ori sunt eu înapoiat, rămas în urmă cu cicosul și prețul, sunt ori cum mai crezi construiești la proiectul astronomic. Tot. Deci ce absolut orice să faci în greu, să faci pe prețul care sare părul din nas. Domnule, nu știu ce credeți, eu vă spun, nu pot să uit, care stă în cap, avem un dispensar care nu l-a dat în folosință, care are puțin o ajută cu vreo 400.000 euro. În condiții în care cumpărăm orice casă, de zânească cu 400.000 euro. Mai mare ca dispensarul utilat, îndotat, făcută și tot, chiar coadă, cheie. Tot mai construim, avem habar. Deci oriundeva prețurile au fărit, da, înțelegem, poate din cifrul ăsta, dar LED-ul, cimentul, crește, dar nu de semnificativ. Și sunt multe investiții, chiar de un dispensar. Nu mă interesează, pentru că faceți, pentru că vreau să faceți bani publici. Sunt pieni ca să văd, am fost de acord și cu apa, ca să fim de acord să plătim, să nu rămâne să nu-i curgă apa în casă. De aia ne-am primit bunii. Să facem sisteme cu apă, ca să nu mai faceți dumneavoastră, să apelați la X, Y, Z, să vă sponsorizezi, ca să, să schimbați o pompă sau altceva. Vorbim la diverse. Să ne dăm cu apa pe noi. Asta am vrut să zic cu cartelul. E fiind făcut ok, dar mie mi se pare că s-au prețuri mari. Da, domnule primar, dacă aveți dat un răspuns. Deci, domnul Fianu, cred că ați înțeles dumneavoastră unde bate, unde precis pune accent. Pune accentul pe drumul de la Evo. Dar cred că ați înțeles, dacă nu ați înțeles, aici este un problem. Nu se pune în o refuzarea și are dreptate că e o prioritate pe mândul Herdu. Dar ținând cont de condițiile care sunt acum și de realitate, la condițiile care le-am avut, gen, că acest proiect trebuie prevăzut și cu un viaduct. Și o să vedeți, este depus pe Angel Salin. O să depus pe cealaltă dirigență. CNI? Lasă. Am încercat. Am pe CNI. Am încercat toate variantele. Este un cost mult mai mare pe care primăria Căinuț la momentul ăsta nu poate suporta. Că tot încearcă să smulgă de la mine, mi se promisim domnul Orfeanu, pentru acest drum. Că avem un calcul, am un calcul, pentru anul viitor, dacă nu intră pe finanțare la pe acest proiect la care e depus acum pe Angel Salini, o să umblăm la fondul de lume, plus ceva credit, dacă nu putem să ducem, și să ne apucăm să facem acest drum.
Dar, practic, noi nu puteam merge la Angel Salinei la, ca și proiect cu drumul CFR. Sau cu drumul de la Căiuță. E clar, trebuie să te duci cu ceva... Tot, e o muncă, e o treabă. Duce ceva ca să realizezi ceva. Acceptăm, poate, mă, credeți că pe noi e sigur de loc. Să stai la primărie scrisurii tot timpul de la Hercules, spunând că aia nu mai vor merge. Că e toată, că e apă. Când se vicinează, trebuie credere. Duce credere și, sincer, dar vezi că, doamne, ce am spus, băi, lasă-o măcar până săptămâna viitoare, că dacă îl pui azi, până de sărbători, iar e la loc. Că asta e cu crederul și cu împinsul în balastrele la de la vară. Am stat și pic, crederea asta, nu pot să, trebuie asfalt. Sub orice, în orice fel și în orice condiții. Asta sunt. E problema pusă de domnul Orchean. Iar, văzând ce spun domnul Durand, astea spetele din piața asta. Este licitație, e deschis, vine ofertant, e proiectant, nu face cum mare prețul. La nimic nu face cum mare preț. Nu ar vrea doar să chiar nu mă discute și cu domnul urbanist. Că așa, vedeți că punem așa, băi, nu mai vreau să fac. Că, nu, e liber. Dar, uitați, mi-a dat o, au costat, ce a fost, costă la intri, pus acolo, 6 miliarde, jumate de cât a costat acolo. Dar s-a făcut de ținut. Să vede, că de-aia asta s-a făcut. Sper că și din 2-2 săptămâni mai trec acolo pe drumul ăla, să nu avem surprize, sunt în ceva. E super. Bine, mergeți în asta și dacă găsiți o mereclă, să vedeți bun. Băi, aveți că e problema acolo. Adică, eu înțeleg, vrem fiecare, vrea ieri din ieri, dar trebuie să te uite alea ca să... Ca peste 3-4 ani să nu trebuiască să dublezi banii să faci din nou. Cum era de la Rădeana la Onești. L-a făcut acum 2 ani și... E în cază. Deci nu fac eu... Asta. Supunem la... La vot proiectul numărul 94. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 3 abțineri? Un vot împotrivă. Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre numărul 95 privind aprobarea factului taxe speciale de sanitizare pentru anul 2022. Domnule primar, dacă vreți să-i spuneți ceva vizavi de această taxă? Dacă... Să facem o recapitulație la vizavi la ce se întâmplă. Eu unde s-a ajuns la prețul ăsta de... Inițial am vrut să-l facem de 7,73 lei, să ne ținem prețul... Nu inițial. Așa am gândit. Și nu e exclus ca să rămânem la prețul ăla. Deci nu... Și propunerea care, cu care am venit, eu nu am fost o propunere de la mine. E o propunere dintr-o estimare făcută pe acesta. Dintr-un, deci, ce s-a întâmplat în 2021? Am pus în operă, și am făcut calcul pentru 2022. Ce s-a întâmplat? Adică, cantitatea colectată și depozitată la adiză respectiv, Rompest, nu a spus cum e depozitat. Oricum, la transport. E văzut? Plățile pe factorile. Și situația reală. Avem o singură problemă la nivelul de colectare. Dar aici tot de la... Adică problemă în ce sens? Se mai poate ajusta prețul că nu s-au colectat toți banii din taxa de urmări. Pe anul 2021. Mai sunt restanți. De-aia suntem... Putem să vă spun cu plata facturală în octombrie. Achitată septembrie, început plătit din factura din detalii după fiecare calcul, dacă vreți, eu am spus doamna contabilă, să rămână și să vină să vi spună fiecare. Adică ăsta nu e un preț impus de mine. De primar. Dom'le,
care noi, executivul, să începem să dăm în cetățeni. Adică, în ce sens să dăm în cetățeni? Da, să mergem să ridicăm cuvera la fiecare, nu-i conform cu noi, ia-ți-l înapoi. Prețul la următor, nu-i conform cu noi, și atunci scade prețul. Sus scade în cantitate. Mai e cealaltă care o vedem ca pe o lumină așa sus, partea cu reciclabil. Să putem să convingem fiecare om să dea reciclabil separat. Să putem să ajungem să dăm cuvera pentru, pentru fiecare gospodărie de containere de reciclare. Eu, pentru capitolul ăsta de noi, cred că am, mi-am pus pielea asta la mără cu multe lucruri. Cred că, în ghilimele de iubare, fiecare dintre dumneavoastră înțelege. Și, mai mult de atât, dar nu avem ce face. Dumneavoastră sunteți puși în afara faptului la, asta aici, să analizați, să dispuneți, propuneți orice preț vreți. Numai să ne gândim și să analizăm ca să putem să discutăm. Da? Închidem serviciul ceva. Este imposibil. Din ce, ne-a spus dumneavoastră acum, eu am înțeles următorul lucru. La fel ca și serviciul de apă. Vreau să veniți cu taxa asta specială și biciuiți tot pe ei aia până în platice. Exact ca la serviciu de, apă. Deci noi, aia, n-am încasat facturile, dar la să le dăm aia care vin în fiecare unul și plătesc gunoiul, sau la început de an, sau la când își plătesc, vin își plătesc gunoiul, hai să mai biciuim pe aia, că aia mai dau 10 lei în plus. N-avem treabă cu ăla care nu plătești. Ar trebui luate măsuri întâi cu cei care nu plătesc, să venim cu facturile la zi și apoi să venim cu aia să vedem cât să strângi, cât să plătești, cât să încasează, cât plătim. Facem diferențe, mai rămâne asta. Păi veniți acum cu 10 lei și ceva să plătească tot aia care îți bun platnic. 11.83 mai tare. Deci, dacă rămâne la fel... Adică eu asta am înțeles, mă scuzați. Da, da, da. Perfect, perfect. Deci dacă dăm de parte nivelul de colectare a banilor, a taxei, așa, prețul rămâne la 7,70 lei. Asta e prețul real. Dar în 2021 a fost 5 lei și un pic, nu? 5,74 lei. Nu, 7 lei. Da, și fără TVA. Da. Cu TVA ducem 7 lei și un pic. Păi de la 7 lei ce s-a la 11 lei, mi se pare cam mare sau. 4,25. Nu? Mie unul mi se pare cam mare sau. Dar îmi permite și mie, vă rog. Dar așa v-am să... Dacă ne uităm pe eșalonarea veche, numai un minut mai. Dacă ne uităm pe eșalonarea veche, când s-a făcut contractul cu Atisu, păi 4 lei și ceva. Ar trebui să fie pentru 2022. De la 4 lei cât au estimat ei, la 12 lei, evoluția preț, când s-a făcut contractul prima dată. Conform grilei? Da, conform grilei. Da. Care a fost votat, nu am votat. Exact, a fost scandalat ăsta. Votăm sau nu votăm? Dar mers, am zis că va trece conform, grilei. Și dar mi-a dat bine la linii. Anul trecut, același lucru a spus. Nu va fi. Vedem cum să încasăm, cum încasăm facturile, cum plătim, cât gunoi se strânge, cât... Poate va fi taxa mai mică. Dragii mei, acum, singura problemă e cantitatea. Dacă scade cantitatea, scade prețul. Dacă în 2021 reușeam să dăm cantitatea în jos, scădea prețul în 2022. Păi știi ce se înțeleg? Că s-a dublat cantitatea acolo? Da, prețul s-a dublat. Aproape s-a dublat prețul. La 7 lei, la 7 lei, la 12 lei, 50, 40, 42%. Da. Aveți cuvântul, domnul Durar. Deci, vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, domnul primar, inițierea venit la dumneavoastră, trebuie să vă asumați, nu spuneți că nu venim la dumneavoastră. Tot aparatul primăriei care lucrează în subordinea dumneavoastră vine și vine cu propuneri, cu analize și dumneavoastră veniți în fața Consiliului. Deci, a dumneavoastră. Deci, să vă aduc. Nu vă mai. Da, domnul Durar, dar e o realitate. La urmă, nu v-am întrebat. La urmă, da. Nu veniți că veniți cu propunerea la Consilie și spuneți dumneavoastră analizați și dispuneți. Noi nu dispunem. Dumneavoastră venim, analizăm, aprobăm, dumneavoastră dispuneți după ce aprobăm noi.
acest serviciu și o repet, știți că a fost împotriva lui la bun început. De-aia mi-a făcut primarie, poate la vreme respectiv, eu sunt în 5 primarie. Și am țipat și o să țin permanent. Și poate colegii ăștia ai noștri vor avea o dată discernământ și cei care nu au vrea să în partid, să analizeze, să gândească pentru cetățenii din Comuna Căiuț și nu pentru cineva care nu vine de la dâns o propunere. Că nu e pentru ca să pentru general, ca să puteți ține un serviciu. Am spus, este afacerea celor de la gunoi. Să-și pună cântar pe mașină, să-și preia om să taie cântar, să ducă să încaseze aceste taxe. Pentru că aceste taxe sunt o povară pe Consiliul Local. Este o povară. Om care trebuie să încaseze, bașca, nu plătești, îți stai serviciu, dar de ce să-mi tai tu mie serviciul la gunoi? Când la telefonie, dacă nu plătești el, îi tai lui, nu tai la lui. Pentru că noi, că așa s-a hotărât de sus atunci, s-a făcut un compromis mare. Ca cei de jos, nu zic în ghilimele cu fâr, să le facă treaba celor de sus care se plimbă în Mercedes, în mașini noi, în leasing luate de gunoi și au făcut afacerea cu banii noștri. Comuna Căiuț a ajuns de ajut de 5 miliarde pe an. Și venim, când mă gândeam acum, și împovărăm, nu contează, că mai devreme sau mai târziu și ăla ne plată, din emotiv, va păti. Împovărăm cetățean. Păi mă gândeam acum o casă cu 4 inși, la prețul care gândiți, nu știu, dacă trebuie fără TVA, nu se poate, 7-1 milioane, păi în pensie am nebăbuți pe luni. Vin acum, o să mai plătească și la că din dorința de a nu vede un serviciu, care v-am spus și ați zâmbit atunci când va fi falimentat, în ce condiții v-ați gândit să-l creiați, mări prețul, povărăm cetățenii. Mai vine acum impozitele și acolo la fel să face, că bașca e tot 2% din vremea cumplată, așa e. 2% când vorbesc la general cu toți din taxe, era 2% la 3 milioane, la 11 metru pătrat. Și nu uite din astea. Ori, acum ar trebui să fi tăcut, să fiu de acord să votez, că vă spun eu, lucrurile s-au vorbit în cap. Dumneavoastră, nu mie. Eu acum, dacă v-aș fi dușman sau informator, așa cum îl trec, ar trebui să fac, să votez, că s-au vorbit în cap. Și să mă duc să spun, vedeți, au cu ce vine primarul, au ce prieteni. Eu sunt conștient, că vă spun sincer, poate pentru mine, dumneavoastră, și chiar pentru toți de aici, apucem-mă, sunt două persoane, 25 lei pe lună, cum plătim telefoane, 10, nu dai și asta. Mai dai și la 25, ca să ai un confort. Poate dai și 50 lei, dacă ți-a tot noi din portul. Da. Vreau să vă spun un lucru și rețineți ce vă spun asta. Înainte de a mai veni cu astfel de proiecte, dumneavoastră analizați-le bine. Eu astăzi sunt fel convins că pe 60% din proiecte hotărâri nu sunteți bine informat și documentat. Ăsta este un parc care îl dați singur în cap. Dumneavoastră, și atunci sunt eu. Ascultați ce vă spun. Nu pot, eu nu voi putea. Astăzi nu voi aproba așa ceva. Și vă spun de ce. Când apa și pe ea noastră, bunul nostru comun, iar comunii și trebuie să funcționeze și o avem, eu astăzi nu voi fi de acord nici dacă crăb mâine să dea un cetățean 12 lei pe lună prin gunoi să primea Mercedes prin banii noștri. Asta e realitatea, nu vreți să o analizați. Duceți-vă, mai adunați 20 primari, dacă toți sunteți în Liga Primară, sunteți primari PSD mulți. Dom'le, haideți ce facem, ia să-și preia X, să-și facă serviciul lor. Știți, dacă vă expuneți cât gunoi pe rază, să duceți unde duceți. Fără bani, fără nimic pe costurile care sunt. Pe alea care se mai întâmplă ce se întâmplă. De li faceți. De ce? Ca cineva să trăiască bine. Păi la 11 lei cu 4.000, 5 miliarde. Cu TVA? Deci, de la un an le dăm, mai ăștia îi face cu cărca mare. De ce? Că v-am zis, aprobând astăzi, stimați colegi, și cred că la unii din dumneavoastră care vă bucurați că sunteți consilieri și tăceți, poate din frica de a nu vă da afară, sau din frica că veniți să nu aveți discernământ, când votați așa ceva pentru cetățeni, gândiți-vă bine cu ce faceți. V-au trimis și de aia 6 milioane care ne critică că îi luăm, tot din banii lor. Dar eu cu gunoi sau cu altceva, da, apă,
Ce mai e de-a noastră? Canalizare? Da, bunul comunii, e-a noastră. Nu-l risipim. Dar aici, gândiți-vă că ți-a aprobat să dați niște bani la frăcăie, la Bacău, care își merge și stau și adună, își bate capul contabila, își bate capul primarul când n-are cu mine facturat, la 50 milioane, s-a pus cu mama ei, vine. Că n-are bani, mă, ca să se dea. Dar de ce sunt casă lui? De ce? De când a ajuns la ATO-ul să facă servicii unui societăți private? Că suntem într-o asociație și facem servicii? Eu cu asta închei. În mod cert, voi fi împotriva acestui proiect de hotărâri. Una, v-am spus de ce. Când povărăm cetățenii, că nu ne dăm seama, 11-83, da, peste jumătate de ani, 14 lei. O să ajungi să dea, cumpără cu noi, la ei, aia face. Să-și pună cântat în mașină, să încaseze, să vină cu facturica, să facă și investiții, bă, cât o luat la an. Ce studii, pili, factură, dă bani. Nu-ți torn aia când nu dai bani și poți să lasă. E simplu. Și nu vă doare capul și până ați fie și fie ce scriu. Vă mulțumesc. Domnul Matei, am discut. Vis-a-vis de acest proiect, am constat, și anul trecut și întotdeauna discutăm de adresul ăsta, că sunt două probleme. Odată că ei ne impun nouă să încasăm, adică nu, cu primărie, să încasăm banii pentru ei, așa, și aș dori și eu să solicitați salariile lor de conducere. Ia să fim prezent, nu sunt secret. Ia ce vedem, cam ce salarii au președintele, directorii, de șef, de poți, de foane, de urne, tot. Nu, nu sunt secret. Solicitați, sunt domnule, consilierul X sau solicitați sau ceva. Păi ce ați spus și noi, de fapt, ce salarii au domnule lor? Da. Oricum, mie mi se pare foarte exagerat. Ce putem de la 11 lei, 83, să-ți mărești 4 lei, 23 la persoane fizice, nu casnici, și cu 60% la persoane non-casnici, la utilizatori non-casnici. 60%, dar nu iar veniți cu 60%, mai multe jumătate, domnule, ce? Nu se poate așa ceva. Aici sunt vrei la un salariat. De-aia să fie într-o lungă, să vă dați ce să plătesc asta. Eu propun să, domnul consilier, să fim de acord cu prețul stabilit în referatul de aprobare a domnului primar, respectiv 6,73 și 20,52. Și alte probleme. Când la un moment dat nu o să mai fie bani și nu o să mai fie bani, nu o să fie bani nici la căiuți, nu o să fie nici la urechei, nu o să fie, nu o să fie toate comunele. Toate, vorbesc toate comunele, au aceeași probleme cu bunoare. Nu o să umple în toată, să crăbi cu asta și trebuie să iați ceva să rezolvi într-un fel sau altul. Nu fie spinare oamenilor. Nu, trebuie să întâmple ceva. Dacă nu plăti, ce o să întâmple? Să bagi cu alimentă pe primărie. Să ia bani, nu sunt bani. Nu știu asta. Trebuie să facă cineva la nivel de guvern, ceva, trebuie să întâmple ceva. De ce drept dispinarea noastră să îmbogățească și la Alex, nu? Vorba domnului primar, cu mașini și cu nu. Deci eu așa propun cu la cum a propus domnul primar, și era de aprobarea proiectului. Gândiți-vă, vă scuzați domnul Matei, gândiți-vă la faptul că atunci când, dacă primăria n-a plătit și nu face serviciu, nu face la nimeni. Deci nu numai la 100 dinși care se spune m-au plătit, nu face la nimeni. Adică dânsii, tu bii ori nu tu bii, vrei, nu vrei. Ăsta sunt. Dar de ce să fiu eu așa? De când morții mă să vii tu și îmi pui mie aici să-ți fac treaba? Nu, ei tu ne obligăți pe noi, să plătiți. Păi tu, mă, și voi, ce vreți? Prietul vostru, cu banii voștri, cu tot ce vrei. Și băieță, nu mai văd. Dar ați cerut salarii, dar vreau să vă spuneți. Haideți. Tu lăsați doamna contabilă să îi lămurească. Părerea mea. Iasă. Dânsă. S-a ajuns la prețul de 11,83 la utilizatorii carnici, la non-carnici, 33. La raportare, 11,83. Cu TVA sau fără? Să înțeleagă lumea. Noi nu suntem plătitori de TVA. Deci primăria nu este plătitoare de TVA. Și prima care e plătitoare că facturează? Cu TVA. Primăria nu este plătitoare. La 11,83 înseamnă preț inclusiv TVA-ul. TVA-ul ghilimele este cu ghilimele de rigoare. Noi nu plătim TVA-ul. TVA-ul se plătește numai pentru activitate economică. Dacă depășește plafonul, va plăti apă canal. Păi mi-am avut 5 minute când povestea colegul Codulț, că era 4, ceva, 5, că a fost fără TVA, nu? Și 7 și ceva nu există, niciodată n-a fost fără TVA. Acum s-a vorbit de 10 minute și a confirmat executivul că e cu TVA și fără TVA. Păi am prețul final, am vorbit prea mult de fără TVA, nu e cu TVA.
Este preț final. Deci este prețul, noi nu plătim TVA-ul. Doamna, dar acum 2 ani de zile a venit și ne-a pus la persoanele utilizatori non-casnici și ne-a pus la uitație. Dar acum 2 ani de zile era 30 de lei pe persoană. Pentru că, așa mi s-a justificat atunci, pentru că a zis-o a devenit plătitori de TVA. Și nu mai înțelea trebuie să plătim. Așa a fost, așa ne s-a justificat acum. Domnul Matei, adăteți câteva amici că dăi și înainte, domnul primar. De ce n-au mai mers la varianta să facă plătit direct la agenții economice? Până înainte. Păi știu că dădeam 60 de lei, 700 de lei, 30 de lei. Sunt două aspecte la modul de calcul, referitor la modul de calcul al taxei. Un aspect este gradul de colectare a taxei de salubritate. Noi avem un grad de colectare de 60 și 69 până în 70% grad de colectare. Din total, noi, menageri, colectat de adus, de la populație, deci utilizatorii casnici și non-casnici, modul de calcul la adusul este următor. 75% non-casnici, casnici și 25% non-casnici. De aici a ieșit prețul. Deci în funcție de cantitate și de cantitate și de gradul de colectare. Vrem, nu vrem, taxa trebuie plătită. Factura. Păi avem un contract încheiat cu adisul. Ei vor proceda la blocare de cont, la executare silită. Notificare, somație, blocare de cont și își vor recupera banii. Așa, așa este contractul încheiat. Este la executor. Pe ani zile. Și plătești? Plus cheltuie de judecată. Plătești și cheltuie. Executată, executat și da, domnule, plătești și penalizat. Cine plătești? Primăria, dacă nu are cine să le plătească. Dar e tot ce are cont. Tot guvernul o să aibă grijă să te măcheze. Nu o să te apărăie. E foarte simplu. Dă-ți bon în sat, două săptămâni, nu scoate nimeni cu noi. Colectare zero. Bine, mașină e primul degeaba pe comună. Ce? Dar hai să dați bon în comună, dar ce țară? Eu te uite, e bun. Hai să dați bon în comună, în urmă asta nu te scoate nimeni la bon. Nu scoate cu noi. Orice contract nu se poate. Să le vedem, păi, mănânci fiecare cuvânt. De via le-am civilizat, nu scoate în cuvânt, trebuie să-l scoate. Îl scoate, dar să-și pună cântaș, fiecare să plătească cât. Da, am ajuns noi ca primării să-i facem noi prețul. De ce nu-și fac ei prețul? Nu-i face prețul. Domnul președinte, da, vă rog. Vreau să fiu disciplinat. Da, dar vă rog să fiți mai punctual. Dacă vreți să fiți un pic mai punctual. Vă dau cuvânt. Mie îmi cereți să fiu punctual și alții să scriu. Dar de ce vă interesează? De ce vă interesează ce face altă? Nu mai ar face nimic. Aveți cuvânt. Dați că masca a jos, că nu sunt înțelege cum vorbiți. Nu e treaba voastră. Dacă și așa cum ați zis, nu puteți înțelege. Dați că masca a jos, voi să auziți. Aveți cuvântul, vă rog. Dați-i cuvântul, vă rog. Urmează, domnule. Aveți cuvântul, vă rog. Domnule, noi astăzi suntem nevoiți să suportăm niște lucruri pentru lucruri prost făcute și rău făcute în trecut. Erați consilier, dumneavoastră, poate. Nu eram consilier, domnule. 2009. Problema, da, 2001 nu știu cât. La ora actuală se vorbește de grad de colectare. N-ar trebui să ne intereseze absolut deloc. La ora actuală se vorbește de blocarea contului dacă nu achizi factura. N-ar trebui să ne intereseze deloc. Astăzi, dacă și ne stă în putință treaba asta să o facem, să hotărâm niște lucruri clare. Ne stabilim astăzi următoarele lucruri. Încetăm noi să încetăm primării. Dar bun înțeles cu Liga Primarilor, cu nu știu ce, pentru că contractul care a fost făcut între firma prestatoare și primării a fost de către juriști deștepți și prost din partea altora. Deștepți din partea lor și prost din partea altora. De ce zic treaba asta? Cu ce trebuie tu, o societate particulară, să pui mie în contract să-ți facă o serviciu? Cât încasă doamna contabilă? Noi pentru serviciile că
le încasăm cu bani. Nu, comisiunea este zero. Păi nu, de ce? Da. Noi suntem buni. Nu, domnule. Eu zic, primăriile să vă uniți foarte bine, cu toții. Să plece astăzi de la noi hotărârea asta, ca până în data de să se înceteze cu colectarea sumelor pentru servicii de la populație de către primării, să se înceteze întocmirea contractelor între noi beneficiari cetățeni și primării pentru firma respectivă. Și atunci vom vedea. Pentru că atunci când el va veni și va fi nevoit să-și încaseze suma de la mine, eu pot să-i plătesc sau să nu-i plătesc. Și nu voi fi eu ori de acord să-i plătesc, pentru că el cum îmi va lua fără cântare? Cum mă va taxa pe mine beneficiarul serviciului respectiv dacă nu se înțelege cantitatea? Pentru că mă încasează. Pentru că am spus-o de la bun început. Dacă ar fi fost, ar mai fi fost ceva pentru noi. Că i-ar fi determinat cu cetățeni, cu fiecare cetățean, cu gunoiul 262, cu tomberonul respectiv sau număr de casă, că ni se cântărea fiecare cantitatea, nu mai punea pământ, nisip și măturătură din și nici lemne, și nici frunze, și nici resturi vegetale. Îi lăsa să putrezească, să facă gunoi în grădina lui acolo. Atâta timp când nu vom înceta astăzi, dacă nu vom hotărâ astăzi, să încetăm servicii de pomană, Comisiunea 0, în zona Consară, vom ne vom proiecta mereu. Acum nu putem să ne lăsăm la servicii, trebuie. Până lângă apă, problema pe care o are omenirea va fi gunoiul. A doua problemă. Lipsa apei pe o parte și gunoiul care ne va ocupa, fără totul și probleme. Deci, domnule, sunt astăzi, eu zic să amânăm acest proiect, să-l regândim cu toții, domnule primar, să plece de la dumneavoastră odată din Căiuț, din comuna Căiuț, de la primarul Bordal, să plece către ceilalți primari, pentru a desă, în noaptea asta o face sau nu din dumneavoastră la primă oară, peste toate primările și să înceteze odată. Contractul, eu sunt convins că acel contract este pe tot, din punct de vedere al domeniului. Dar încercăm domnule odată, sau dacă nu, îi percepem și noi taxe și percepem o taxă pentru serviciile care le facem atâta cât să ne acopere nouă cheltuielile suplimentare cu care suntem nevoiți în casa de la populația. Altfel nu se poate. Suntem în economie de piață, fiecare. Nu știu dacă pentru cineva care aveți societăți, vine cineva să vă facă servicii. De încasare, de mai servicii. Nu! Pentru că avem o discuție până. Mă întreb eu, de ce nu a făcut ei atunci stabilire de preț? La ce bun am mai făcut? E bunicea preț. Că de ce nu aprobăm posibilitatea noi? Și acum atunci nu aprobăm, pentru că nu se vor ține de cuvânt. Și nu s-au ținut de cuvânt. Și atunci e o clauză contractuală, pentru că atunci prin evoluția prețurilor s-a modificat contractul. Și dacă s-a modificat contractul la ora actuală, de ce nu ne-am luat de ei? Băi, de ce nu vă țineți cauza aia contractuală care a fost prin introducerea evoluției de preț? Altfel vom discuta, vă spun. Așa și cu apa, am spus, dom'le, tăiam poza cu zice din stat. Vedem că îi pierderea, nu venim acum, pentru că se fac inechități între concetățenii noștri. Unii trebuie să plătească pentru așa. Nu-i corect. Așa și cu noi. Să vă ajungem la ce rău. Spunem general, cât trebuie la treaba, să zicem, sunt grame pe lună. Atâta de persoane, 5 persoane, am clar plătești. De ce atunci? Consumul pe spate. Deci, propunerea mea este în felul următor. Trecem astăzi, eu zic, amânăm, pentru că așa facem părinte dinainte treburile, amânăm, discutați și dumneavoastră, nu se poate, domnule. Ajungi tu să-mi impui mie când blochez contul, pentru ce îmi blochez cu contul mie? Că nu însă stai să adună factorul. Nici nu tu știi, războiești cu concepții, cu direcția de serviciu. Vă mulțumesc. Să punem la vot, nu? Proiectul numărul 96. Cine este pentru?
împotrivă. Deci nimeni nu e cu... Doamna secretar general, astăzi am fost în Vasile consecvent, în ideea de a nu povăra cetățeanul. Dar pot contrabă că a fost făcut. A fost modificat și să creează prețul cum vrea ei când a modificat asta. Păi nu, doamne, că a venit cu ei vorbiți de prețul. S-au contrabă când a fost făcut acum două când? În 2016. Da, trecem la proiectul legislativ. Da, și-o m-am ațin. Și restul împotriv. Pentru nimeni. Pentru nimeni și restul împotriv. Sau domnul vice, e fost pentru? Parcă te-am văzut bine, domnul. Împotriv. Eu am fost și împotriv. Eu aș fi de acord. Să-mi iei pentru ce am văzut odată. Facem la diversii. Facem la diversii. Ca să fac contractul, făceau ei prețul. Acum au făcut la kilogram, suntem nevoiți să facem noi. Păi e cântăresc mașina la patul, unde e pori aici. Domnul președinte! Nu, gata, asta s-a votat. Haideți să luăm lucrurile serioase. Pe imaginea acestui proiect, două variante. Până la sfârșitul anului 2020, ori mai întâlnim în proședință, 2024, ori dacă nu dezbatem din nou la diversii, veniți cu o propunere, spuneți. Rămâne prețul de anul trecut, la cum s-a propus. Rămâne prețul de anul trecut. Propunerea este va acoperi cheltuieli, veți zic că la bugetul local. Exact, dar sunteți de acord? De persoană fizică. Atât, la persoană. Subvenționat, la bugetul local. Să spuneți. O să fiu de acord cu chestia asta, că nu subvenționat și serviciul de apă. Deci noi nu subvenționăm serviciul de apă care e al nostru, dar îi dăm bani ălora de la Bacău care nu au nicio treabă cu noi. Corect. Adică dăm bani din bugetul local pentru ăia de la Bacău, ci pentru serviciul nostru de apă care îi interesează direct, nu dăm! Nu există. 2,58-5 lei, 10 lei cât e apa, trebuia subvenționat, nu să pui 1.200.000 la fiecare cetățean să iei. Nu vreau să vă spun săptămâna asta, adică nu a început să vină factori. La diverse, la diverse, domnul președinte, la diverse, că și mie mi-ar doar cuvântul pe apă. Era corect să am propus să trecea proiectul cu prețul până la poziția. Da. Mi-ați luat cuvântul când vorbeam de apă. La diverse. Deci dați acum două străbați. Vedeți un pregătul. Domnul președinte. Și voi suntem tot. Ne ațin la prieteni. Dar să vină concret cu propunerea ce avem zis. Subvenții de la buget. Ce vând de la buget? Trece la proiectul numărul 96, cu întâlnirea OATPR și pe distanță. În calitate de membru la Asociația de Sănătate de Dezvoltare Bacău Adin și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Sunt să scrie la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru proiectul numărul 96? Proiectul 96. Abține? Suntem toți. Împotrivă? Următorul. Nu sunt împotrivă, nu vreau să ne înrășesc cu ăștia de la Jerefis. Nu m-am gândit. Da, i-am menționat. Vă rog să menționați. Sunt împotrivă pentru că nu vin în orice cameră. Spuneți înainte ce mă abțin. Îi fac un rău, om. Deci trebuie să zice pentru și abține. Păi nu, nu, nu. Împotrivă. Două abțineri, împotrivă și 11 pentru. Abțineri. Proiectul numărul 97. Eu nu știu ce să fac. Privind participarea Comunei Căius la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea indicatorilor tehnico-economice ale proiectului. Domnul primar, aveți ce ați spus vis-a-vis de acest proiect? O finanțare prin iluminatul public cu cofinanțare de la noi 2%, 5%, puțin din tot. Și am considerat că am văzut o dată. Foarte. Să-mi scrie cineva la cuvânt? Vă rog.
am văzut în anexa, anexa, sumele astea, toate care se trecut aici, nu acum virgule de aici. Nu, virgula se pune la decimal, eu nu înțeleg, cum dracu citesc? E punctul în loc de virgul, virgul în loc de punct. Exact, pe doar loc, nu înțeleg. Cum e posibil așa? Domnule, la matematică, mă țin în clasă, clasă primară. Ne-ai ridicat problema asta. Așa e sistemul, nu se poate. Dar cred că așa se devine viitor. Aici, în capul ăsta, la tabelul 1, aparat iluminat propus, cred că e o greșeală că nu se poate scrie tot vas, cum 20,24. Așa, virgula, aici, 20,24. 20,24 vas. Adică, totalul 145 de virgula, 20,24 vas. Ce reiști, eu cred că sus acolo trebuia să fie kilovat. La tuberista, la metoda. Nu știu unde sunt. Eu am kilovat. 20,24 kilovat. Da. Unde aveți? Da, în anexa 1. În anexa. Pe prima parte. În anexa. A, pagina următoare. Da, pagina următoare. La putere instalată până la 20 de vați. De 20 de vați, un B. 20 kilovat. E kilovat. 20 Mai la becuri, astea am văzut aici, sunt, se vorbește de tip aparat iluminat, A, L, sunt funcții de putere. 44, 30, 20, iar din toate mi se prezintă tipuri de A, L, A, L, 1, A, L, 2, A, L, 3, 6, 7, 5, 5, 6, nu, aici se spune ceva, aici se spune altceva. Adică, care este la lor, adică, care este poate la pentru A, L, I, A, L, nu spune, puterea și casa, nu? Toate tipurile sunt. Din cadre mână... Ce e? Domnul Ivar, trebuie să-i dați un răspuns, domnul să-și cum știu. Dar tipurile astea sunt intervizi, normal. Dacă sunteți specialii, nu ați putut. Nu s-a părit la greșeală. Da. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Iar mai sărit. Da, bă, dar... Nu e obligatoriu. Abținere? O abținere? Ce să scrie primar, la urmă? Proiectul numărul 98. Divin aprobarea modalității de valorificare a masei de luată prezintă din unitatea de prezență în Lugătătul și partida 15.020. Și constituirea fondului de conservare și de regenerare în conformitate, în conformitate cu prevederile codului SIL. Dacă aveți la urmă. Domnul Durlan, primul lucru, știți la cuvânt. Da. Am văzut că a apărut până la urmă și un pachet cu masele noastre. Să apănesc din pădurii, nu din pășunea pășunea pădurite. Masele noastre la locul ceată. Serviciile trebuie să făcute cu o firmă autorizată. Cu atestat, nu? Se va face licitație. Pentru? Păi, dar cine vă fasonează lemnul la locul ceată? O colusie. Firmă autorizată. Colusie de? Și dă și cum? Deci îl fac cu foață. Păi, mai avem un contract. O colusie care e contract de prestări servicii cu primăria, cu ATM. Păi, așa ceva? Da. Nu cred, dar știu că în afară serviciul de față de... Păi că s-o făcut și... Fasonat locul ceoată servicii, că slaburi, sunt licitați. Că firmii care numai fac facturi, ia ceva. Nu vinde. Poftezi? Nu vinde lemn. Nu trebuie să vindeți. Dar nu aveți voie decât exploatările forestiere să facă decât cu firma autorizată. Cu o formă neautorizată? Deci, în altea... Poporul trebuie să participe la o licitație, la orice fiți în casă. Nu știu dacă te să dați să licitație. Dar avem contract cu locul, domnul. Și pentru asta, cu pasionare... Și de bază și servicii. Păi, uitați, chiar am scris atent la parte de asta, dacă sunt salariați, după locul să facă nimic. Și o să vă trag atenția. Te scrii la locul, faci peste servicii. Păi înseamnă că emitentul autorizației o folosim. Cum? Emitentul autorizației o folosim.
prezenta emitirea vizii din parchet către primărie. Da, acolo este pădurar titular, are gestiuni, el emitea vizii. Pădurarul emitea vizii apoi. Dar pădurarul nu are partiz? Da, bine, asta am spus eu. Am mai exploatează cu ăsta și pe asta. Nu ești bun. Să fiu atent la ea, vă promit, când la mine, să faceți la curent dacă o faționează într-un spațiu. Poți să scrii la primul, la ocul, la ocul și faci peste să nu vă spui niciodată. Materialul de clasă și tot va fi adus la primărie. Eu intru în incompatibilitate, dacă credeți. Așa e bun. Păi n-ai licit. Dar nu se valorifică. Dar vreau să mă întreb, iar partizii care au fost cu pășinea pădurită, care a fost doar la lor? Mai a fost un zi, nu știu ce mai a fost. Mai a fost și partizii. Nu știu, nu știu cum, să nu știu ce ați avut. Pășinea pădurită au fost partizii pe acolo, de-a lungul anilor. N-au prea venit proiectivi, vă care nu se aprobați. Cum nu? De asta v-am întrebat ce vrei cu partea. Dacă ne-i sunt de la așa, așa e. Dar din câte știu, n-ai fost în pădurită. 90? 20. 20? 20. Maxim 20 metri sunt marcă pe aici. Ia mă, nu sunt copii. Dacă te-ai gândit să aia. Aaa, nu trebuie să mă copii să văd. Ce am așa? Atunci dacă ai întrebat, nu te zăvezi? Să mai știi cineva la cuvânt? Eu am zis că nu. A, domnul Matei, dar vă scuzați. Am văzut să ce părți. Am văzut că se propune exploatarea și valorificarea acestui partiz în anul 2021. Când ar trebui să o facă? În 2021. Aia suntem în 14. Te încălge-o să le vedem. Faci întrebare de vedem? 16. Adică să scrie? 16. Pe că am spus că nu cumva să-și taie din ea, dacă mă înșel. Adică și-o ții și-o abrigi. Da? Da, cred că e gata. Și a doua problemă, eu nu mă cred nici. Dar văd aici că se spune masele noastre pentru lemn de foc și de lucru. Foc am înțeles ce e, dar lucru ce înseamnă? Înseamnă ce înțeleg că... Nu știu, poate la licitație prin legea. Păi, doar la așa, așa, vine sau ce se va face eu? Transformă alea de foc să bag pe foc. Alea de foc? Și ce altfel de lucru? Păi și ăla se transformă alea de foc și se bag pe foc. Deci și ăla, păi nu era celălaltă din lemn de foc, ce mai ești lemn de foc? Păi ăla, așa este la TV. Așa e la TV. Nu mă percep, ea am întrebat așa, nu mă percep. Supune-l la vot. Cine este pentru? Abține. Proiect numărul 99 privind însușirea suprafeței măsurate a unui imobil aflat în inventarul domeniului public al Comunei Căriuți. Dacă sunt înspre la cuvânt, dacă sunt înspre la cuvânt, supun la vot. Cine este pentru? Abțineți? Împotrivă? S-a votat și este o abținere. O abținere și 13 pentru. Proiect numărul 100, privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate publică a Comunei Căiuți, județul Bacău, asupra unui imobil. Înscrieți la cuvânt? Spune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? O abținere, domnul Mărcuț. Proiectul numărul 101, privind stingerea dreptului de proprietate publică a Comunei, a Comunei Căiuți, județul Bacău, asupra unor imobile. Supune la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? O abținere, domnul Mărcuț. Punctul diverse, dacă sunt înscrieți la cuvânt. Da, domnul Boca, domnul Malea, domnul Roșcan, domnul Mărcuț. Toată lumea. Am notat. Domnul Oprea. Notat el? Domnul Oprea, aveți cuvânt. Da, este. Domnul primar, ați promis că ne vorbați cu iluminatul public la plana pentru tot satul, unde economice. Nu s-a făcut decât parțial. Iar a doua problemă care am cu primarul, în câțiva bani, a început să-i transforme șoseaua Prădei în balastieră. La cât arunc ăștia la 4-5 grade cu plus
aruncă pe frișă. De nici nu știu ce cum vă să scoate. Eu i-am dat vas. Nici nu știu ce cum vă să scoate. Pare. Nu la prima. La prima. Domnul Mazian îi spunea o treabă, că se ceamă de la prima dată o Mihăriță. Dar chiar nu am o frumos. Dar chiar nu avem o reacție. Cuvânt. Prima dată spune de frumos. Bă, nu am mai dat. Bă, ce vrea? Adică nu au venit. O ce? Nu, e la agresivă. Ascultăm. Așa și au urmă dați. Domnul Mare, a văzut. Nu are cum aproape să facă. Da, în ședinței am aprobat maximul pe hectar 80 de lei chirii, poșunatul către cei care le țin stâlpi. De la APA îi încasează în jur de 800 lei, 700 și nu știu cât sau 800 de lei. Da? A trecut mai bine de jumătate de an. Aș dori și eu să știu, sau să facă cineva un raport, sau să vedem ce lucrări s-au făcut pe acele pășuni. Adică le-am dat la un preț, nu bun, foarte bun. Da? Poate cineva să ne ajute cu un raport, cu lucrări. Poate să facem o comisie, să vedem câțiva dintre noi, să vedem. Deci am reținut faptul că a fost prețul maxim 80 de lei pe hectar. 80 de lei. Vezi-vă la un casat nu am informații din genul ăsta, doar am întrebat pentru că am fost de acord o parte dintre noi cu aceste prețuri. Să știm, să știm de la ce punct vorbim cu ei. Dică nu după să vedem în fața dumneavoastră. Da, subvenția a fost aprobată, din 250 de euro la hectar. Am întrebat altceva. Nu, au un casă. Are subvenția și 980 de lei pe hectar. Am înțeles că sunt casă. Deci, da. Așa am înțeles. Da. Chiar da. Dacă sunt casă. Domnul Rușcan, aveți cuvântul. Referitor la lucrurile care s-au trecut acum pe rada ta lui Căiuț, mai precis în centru, au schimbat, s-a înlocuit tubul la intrarea pe drumul de acest statul Căiuț și s-a început un șanț, șanțul ăla va avea o finalitate sau doar strict s-a schimbat tubul? Pentru că acolo te se dă o finalitate prin fața agenților economici pe la magazinul de construcții până la leu, la părâu, trebuie să aibă o finalitate, pentru că altfel nu are loc cu schimbarea felului de aici. Și bineînțeles, șanțul în continuare, până la poștă, pe profesorul care ține dreapta drumului, de la munte spre Avar. Și vă mai întreb ceva, că ați promis că până la sfârșitul anului se va repara situația cu asfaltul din sat. Porțiunea de asfalt care s-a pus balast, unde a fost o lucrare de teren, se va face studii, se va face... Că nu se mai mișcă nimic, a rămas tot așa în stadiul ăsta, plouă, poate să începea să lăsa iar și... Și garanție dați când se va începe lucrările acolo, o să fie ceva, nu, într-are mai am, nu chiar simt. Atât vă mulțumesc. Domnul Mărcuța, deci... Da, vreau să vă spun. Hai că e vina președintelui pe de-o parte, dar asta e și vina noastră. Atât de vocal suntem fără rost, nu văd de ce suntem vocal fără, numai bisericuți, bisericuți, luați cuvântul și vorbi ce aveți de vorbit. De ce atâta gărăgii nu se înțelege nimeni nimic? A doua la mână. Și punctele diverse? Cine da, constată procesul verbal? Executiv. Notați procesul verbal? Cine constată problemele la diverse? Se înregistrează din camere și doamna se învăle cine a zis? Dar ce credeți că ce se discute în toată ședința? Să scrie cineva în literatură? Da, doamna secretarul trebuia să rămână aici? Cu noi? Să ne rămânească până la capăt? Copiii procesul verbal după înregistrarea... Exact, așa, nu v-am întrebat. De ce vorbim noi acum? Pentru ce? Eu nu înțeleg. Păi nu știu ce e acum.
ca să întreb cum colegia mea o extiați. Dar știu ce faci, faci critică la poliție? Nu fac critică, dar cum e juristul să menționeze de la pagina? Păi asta e exprimit, e juristul, nu se vor prima pur. Da, mulțumesc. Constructorul ăsta, la podul, la Hintiu. A zis, poate limitați, dacă nu acum, acum sărbători, la luna viitoare, s-a mai făcut, a mai fi ceva la podul ăla, expire, o să expire contractul, termen de executare și ce se întâmplă, ce se întâmplă? Trec la anul, nu expire. Păi ia din acel, ia licitație, ia și ia de la nu se mai poate lua de la am zis că mă anumătiesc să da, îmi dau cu micșoala la fiecare. În buget era prevăzut pentru anul ăsta achiziționat de camere de supraveghere. S-a făcut ceva în sensul ăsta. În toate satele. Dacă s-au achiziționat și dacă facem la anul. Și în timp, să aveți în vedere pentru anul să ne revizuiți din nou în bugetul pentru anul. S-au discutat și în ședința trecută și eu vreau să o actualizez. Să luați în considerare totuși o taxă pentru vitanjare, pentru gută, pentru utilajele. Fiecare se vedea, sunt scris, noi facem ce, nu, vreau să exist și o lucrare asta. Adică așa, dacă la anul să ne gândiți, să taxe ceva sau nu știu cum, ceva, ca să beneficiem toți, în mod legal, de utilajele astea. O altă problemă o aveam și la atenție, vis-a-vis pășurii, că și eu eram interesat, curios, să vedem, ce lucrări au făcut ciobanii ăștia pentru deținerea pășurilor, a ridicat domnul consilier Amenti. Mai multe doamne din satul Bralean au ridicat problema că au fost aici și au depus cere pentru ajutorul încălzirii și au fost foarte nemulțumite că nu avea cine să ne îndrume și solicita că pe viitor, cred că o să mai fie cu falimentul, cu ce, să pun niște formulare, modele, pentru ca omul să se inspire din el. Și dacă aveam un model ceva, știam și eu, să aveam un model, sau pe masă acolo, așa, pentru că nu aveam modelul, după aceea te orientez cât de cât. Că sunt niște termeni. Tehnice, așa, care n-au adus de lucruri. Chiar am aruncat în mod expres să vă luați și ieșirea asta. Și ultima problemă, problemă personală. În februarie am dus o cerere pentru punerea în proces pentru hectare de păduri. A revenit în august cu nouă cerere, a trecut un an de zile. Dacă am dreptul, dacă mai mă luați, să mă dea să mă și mai știi ce are, mă mai puteți spune. Mai pun în posesie, nu, am dreptul, n-am dreptul. Atât, mulțumesc. Vă rog, am și eu 5 probleme. 1. Domnule, am întrebat o dată, dacă nu răspunsul concetățenilor, numele de casă și păstrez Vrânceni, zona aia, care nu s-a făcut. O continuă strâng. A doua problemă. Dacă la port nu s-a făcut nimic, nici bani măgări din ierea contractului, nu vă dați v-am solicitat, vă permiteți de această dată să pune un sipancar de limitarea vitezei, care prin limitarea vitezei limităm impactul care ar putea să-l aibă tonajul mijloacelor de transport în viteză pe acest pod suflet. 3. Revin acum la gunoi, cu întrebarea despre gunoi, corectarea, când vom, ne vom apropia de corectarea selectivă a gunoiului, lucru care depinde, am înțeles, de Consiliul Județean prin achiziționarea și repartizarea către noi a conservanilor pe culori. Consider că acest lucru, dacă s-ar realiza, ne-ar mai descondiționa un pic și ne-ar mai elibera sarcina proiectului gunoiului respectiv. 4. Am solicitat verbalul de dată, sau de multe ori. Vă întreb dacă ați solicitat modificarea proiectului pentru drumul. Investiția drumul Căiuț-Hertiu cu intrarea în statul Hertiu la acea curbă îngustimea căii de acces. Și unii, dacă ați
timp ceva și dacă ați început să vă preocupe și aveți o zicoare în vederea mergirii atunci când se va interveni la drumul Mărgești, la mergirii pe Iurvare. Deci, nu e pe răcintător acum, pentru că e aici este un pic de treabă, pentru că sunt proprietăți care vor fi atașate prin mergirea acestui drum și dumneavoastră trebuie să începe să vom de fapt acum înțelege cu proprietarii respectivi. Cei 160.000 de lei stați de urgență s-au cheltuit și ce s-au făcut din ei, cu siguranță. De ce îți cam dau banii ăștia? Că, sincer, și fără să vă supărați, și fără să ne aduceți apelativă, că sunt informatorul la diverse persoane, nu sunt. Eu v-am spus și afirmații care le-a spus dumneavoastră în anumite cercuri ne-au întărit convingerea că de asta trebuie să spun adevărul, chiar dacă dumneavoastră vă convine sau nu. Vă să fie și niște adevăruri care le țin numai pentru mine. Dar, una, asta este unul din punctul pe care vă întreb. 160.000 de lei citați de urgență, coroborat cu acum vreo 3-4 ani, paste și ceva de mii, vreo 6 miliarde. Nu știu, s-au pus și tu bolele, că l-a luat la Ocol, că n-a reparat. Îți vedeați în situații de lucrări, nu că ar trebui să vadă niște reparații, să vadă ceva. Adică nu trebuie să înțelegeți întrebarea sau ce vă mai întreb anumite lucruri. Din probleme comune, că eu sunt atent sau cu nu. Nu întrebare direct, domnule, s-au făcut sau nu s-au făcut, sau s-au făcut aia. Deci nu este posibil ca cu toată ce noi este. Nu știu, chiar nu mă interesează mai departe. Dar ideea e să se facă ceva, să vadă ceva. Avem pe la Vânceni, la Gheltiu, situații unde dacă mai plouă mâine, inundă. Aluvând asta ce e făcut pe Mihăleasa, mergeți la Baraș și vă uitați. Acolo puteam interveni cu acest mers și vedeți că a ajuns la nivelul barajului de sus. Dacă vine o ploaie puternică, toată apa vine și inundă ea statul. Deci sunt lucrări care spus. Pot repara niște poduri de sus în timp, la Florești, la Vrâncen, la școală. Deci, vrei, nu vrei, dar cu 160.000 lei poți să repari ceva. Un alt punct care vreau să ridic, știți, v-am spus cu taxa pe vitanjă și pe bulbă și utilaj, nu avem noi tractor să facem taxă, pentru că vă spun. Și vă întreb așa, dumneavoastră, în afara calității de primar, sunteți cetățean al comunității, care aveți aceleași drepturi ca mine, ca oricare dintre noi consulieri și ca toți ceilalți cetățeni. Deci eu, dacă am nevoie de un serviciu al comunității, acum fac abstracții și paranteze, cum a fac Dumnezeu, spun dacă m-am sunat pe care dumneavoastră, că am nevoie de vitaj și nu m-ați servit. Dar vreau să ajungem și eu vă aduc o rezultat a unor discuții care mai sunt cu cetățenii, prin care sunt cetățeni care spun, dar ce, am ajuns să spun primar sau viceprimar să-mi dea o vitanjă. Deci eu vă spun discuții care sunt, dacă se duce la primar acasă, să duci și la dumneavoastră, și la mine, și la vici, și la toți, că de-aia este. Că înainte de funcție suntem cetățeni ai comunii. Deci de asta am zis, este corect să se pună o taxă. Și dacă eu vreau să dau 50 lei pe ăla care e pe tractor, că nu pleacă niciunul din ei, care e timpul serviciului și dai ceva, că fără supărare, să uite că ești. Deci dacă ți-a două cursii, trei și dai două, trei nanțuri, pe că ești. Deci, iar vă spun, sunt niște lucruri pe care vă spun care sunt în favoarea dumneavoastră. Și n-ar trebui poate să fac, așa cum o credeți dumneavoastră dușman. Referitor la bulbă. Același lucru. Credeți că eu vin o dată sau să mă uit unde se duce bulbă, sau să știu, habar n-am, că bulbă a fost la Țață Maria, la Nea Gheorghe, și că i-a dat 25, 30, 40 de ani, dacă lumea n-ar vorbi. Sau că bulbă va săpa nu știu ce fost o lună de zile sau o săptămână la dumneavoastră. Că lumea asta vorbește și trebuie să știți realitatea. Și de acum am zis ca să vă spun direct, ca să nu credeți că spun ceva la sfatul cuiva, că nu.
Deci, a, că, deci... dar de ce mă las termen? Că sunt care mă sună, dar chiar nu mă interesează. Nu mă interesează. M-a trecut capitol că mă interesează. Dar sunt lucruri care puneți mâna și rezolvați, inițiați, dar dacă nu, domnul Mateus, că de acord ce mai vrei, inițiem noi să punem taxe. Închirii, cred așa ceva. Angajați om care să lucreze, pe evitanță, pe bulo, pe ceva mă, să trai tot ce mai aveți aici. Să muncească cu adevărat, să spuneți bani să-și fac că sunt reținut, să-ți facă salariul. Ăstea sunt pentru dumneavoastră, da. Cred că vă știți noi bine în plătăță. Nu știu de ce toți stați, că dacă întreb un băiat din ăla era, și vă spun și cine mi-a zis ca să mă ascund la colțul unul din băieți, nu știu cum veni vorba. Nu mai dau numele tractorului, că nu mai vine să-mi tancez. Deci aici să ajunge. Bă, că am dat la ce, bă, dacă mi-ai dat așa, tot să șezi la primar sau la lui. Și eu știu ce duce și nu duce. Îți spun și el, că nu am discuții cu toții. De ce nu scăpați odată de rahatul ăsta care vă ating din direct? O altă problemă, am văzut cu iluminatul publicat cu proiectul. Poate indirect. Nu știu eu, eu mi-am făcut să dă rămas la rând, dar aveam un iluminat public. S-a luat cablul care era pus de mine, chiar de mine era pus, chiar dacă eram primar rând, s-a dă rămas la rând, zic că măcar din bunăvoință, așa dacă ați văzut, să nu-mi conduiem lucruri, nu din empatie, simpatie, că astea nu sunt la noi, putea să le faceți. Așa cum la vrea să își fără dezvărații Dallas în Rareș, așa cum la fralea de la drumul lui, la dealele din Dallas, și în alte părți putea și acolo să puneți două trenuri. Să le repuneți în alte părți acolo, nu eu le-am dărâmat. Una mea vă dărâmat o care mai au apă și normal să ia, alta nu știu cine. Puteți să faceți și v-am mai spus asta. Dar, v-am zis, nu este simpatie, dar empatie. Și atunci, dacă sunt niște lucruri care ar trebui să le servitea să le faceți, pentru toți cetățeni v-am zis, și eu la mii cetățean, și Nea Gheorghe și Vasile și dumneavoastră. Mâine când veți fi privat, veți fi postulat privat, cetățean sau poate chiar și consilier. Deci aici se rezumă totul. Și vreau să am răspunsul ăsta să vă spun că înainte de a decide, noi ce aplică sau dispune domnul primar, suntem cetățeni. De aici plecăm. Suntem aleși și suntem puși aici în folosul pentru cetățeni și folositori. Și noi să vă aducem la cunoștință ceea ce se spune. Și vă zic, de acolo să vedeți, poate să vă dau și numii, poate să vă spun lucrurile pe numii. Ideea sunt consilieri și auzi, poate sunt unii în ideea că va candidat cu an sau nu spun nimic, că vezi în ideea că poate nu se fac rău cu ei, dar nu voi face rău cu numii. Tatăl meu a zis din institut. O altă problemă, care ar trebui chiar să o luați în serios, dar în modul serios, încercați să faceți ceva cu cel după mâine. Sincer vă spun. Am văzut acum, e un lucru bun ăla cu podul, a zis domnul Roșcan, hai să facem șanță, faceți un pic acolo, ce deține între drumul național și proprietăți este domeniul public al Mateului. Aveți niște bani cu mâine. Eu nu cred că atâta cum asfaltat o stradă, nu găsiți 500 dimitirei sau cât, mama, mă, să spui să refaci un pic centrul ăla. Sincer, are vărcuți că vreau să-i spun o plecare. Și-o trântit șantul ăla, nu știu ce chestii care, pe de mine, din rău, mai intra unul ăsta, lasă pe șant și-a pus el o intrare, pa, arată că, mama, mă, zic. O făcut profii, păi proprietatea lor, dincolo la fel. Iar luați, vă sufim și la bugetul, sufim asta, să faceți ceva cu cercul comunic. Chiar, că este urât. Și un ultimul punct care este, mai multe care nu vreau să mai rețin, ultimul punct, zic că aveați de unde și puteați să rupeți 2-300 de milioane în situații de boboc de a sărbători de comuna Crescului, în acolo, sincer. În domenii de când bunica le avem. Puteați face un efort să facem iluminat, așa să nu fie... Mergeți la Coțofoane, scoateți să vă spărați. Așa, din ce aveți, dacă o țofănești, haideți dacă ești. Și măcar, putem o comună mai puternic, mai mare. Și eu zic că cetățenii, măcar, cu pandemia asta, mentală. Vă mulțumesc încă o dată. Vreau să vă știți din creier. Ima
Și am chestii ce v-am putut să le spun în ședință publică. Dacă știu mai multe adevăr, unde sunt pentru mine? Domnul primar, au trecut 3 săptămâni la proiectul 89, privind acea taxă specială la 120 de lei. Am luat și noi o situație de la doamna administrator. Să vedem și noi câți bani s-au încasat, dacă s-au făcut cei 4 branșe, dacă nu s-au făcut. Pentru cetățenii sunt foarte supărați pe noi. Nu pe dumneavoastră sau pe domnul vice, pe noi consilieri. Am luat și noi să vină cu un raport în fața noastră, să ne prezint situația, să vedem ce bani s-au încasat. Ba, mai sunt din clasat. Deci cetățenii nu vor să plătească acei 60 de lei. Și cum au fost informați cetățenii? Vă spun că... Una dintre zile, vă spun sincer... 80% din cetățenii care vreau cu confuzie. Toți care au vânat nu le-au plătit. Da, să-l casează pe bani derulat. Acum două zile am fost la primărie și am făcut dat o cerere. Deci chiar eram lângă doamna acolo, plătisim apa cu 5 minute înainte. Și doamna, era o doamnă foarte supărată acolo la dânsa în birou. Doamnă, nu vă luați de noi. Luați-vă că e hotărât de Consiliul Local. Consilierii sunt de vină. Exact așa a spus domnul primar. Și de asta am și pus pe grup chestia aia. Să știți, nu mi se pare normal. Deci noi vrem să facem serviciu din Rahat, pe românește, și doamna ne bagă pe noi în Rahat. Nu? Cam așa s-a ajuns. Dacă greșesc ceva, cu ceva să-mi spuneți. Că nu e nicio problemă. A fost o informare proastă. Nu ați informat cetățenii, nu dumneavoastră. Administratorul, cei de la serviciul APU, dar nu am nouă informații cetățenii referitor de acea taxă de 120 de lei în două tranșe, care era pe luna decembrie și ianuarie. Și oamenii au sărit la gâtul consilierilor. Odată ce doamna spune Consiliul Local, luați-mă pe aia. Deci să gândim pentru APU, nu știu dacă e legal, că păcat că a plecat doamna secretar și aștepta că vor gândi 30 de lei, 20 de lei cu domnul de persoană, frate, recităm și să nu rămânim fără APU. Și cei care cu Kosovo, domnului Ian, oamenii vârstă, ce pot face? Sunt oameni care în Kosovo. Decât să mai fim într-o situație în casa celor, să nu știu dacă... 20 de ani să poți fi de acolo. Dar să știi că e un serviciu de calitate. Domnul primar, dacă mi se dați... Vreți să le iau un moment așa și plătiți? Ori general, așa. Fiecare își așteaptă un răspuns, nu la partea lui. Domnul Maia, cu izlazul, cred că o știm. O să vedem, îi aducem în fața dumneavoastră. Nu am o problemă. Până la momentul ăsta, n-a venit cu nimic la noi, nici iar să mergem la fața locului, să vedem cu lucrare. N-am. La ce mai vin să lucrăm cu temii? Adică ședința următoare, să vină aici. Să vină poate. Adică ce să lucrăm cu temii? Haideți să facem plan de măsură. Domnul președinte, să vă plăceți. Sunteți ingineri civili, mai sunteți vă... Să... Îi faci un plan de măsură și le dăm. Asta trebuie să facă. Primăria, că nu faceți pe ei. Hai să se răspundă. Să vede domnul Roșcan. Păi ce să facem? Am făcut drumul, aveam și șanțe de făcut și la podul ăla la ieșirea națională trebuie să facem două timpani. Așa era o dată în proiect. Și când ne-am dus să facem timpanele, am realizat că, de fapt, nu mai este. Făceam timpanele undeva în aer. Că să fie de frumuseț. Și am chemat firma din nou, am venit cu proiectantul, am făcut... Da, și am ca să facem acel lucru. Tubul ăla e încântat din... E spart și înfundat. Și am făcut Nicolae ca să fie normală și nu trebuie. Deci nu le-ați asaltați? Deci asta s-a întâmplat cu tubul de acolo. Dar dacă s-a schimbat, bata e perfect s-a schimbat. Dar să continua lucrarea, ca să ai o finalitate. Asta era foarte... Deci a trebuit să schimba? E perfect s-a schimbat. Alea care de teren am făcut expertiza cu studiul GEO, așteptăm date de la proiectare. E alea care de teren. Sunt mereu de... Deci, așa de la... Potul de la Hertiu m-a informat ieri constructorul că a primit, în sfârșit, 80% din documentația de la proiectare. Ca să renunțăm și să facem altă licitație,
trimite. Adică la licitații facem... Fără bani, facem licitații ca să facem licitații, dar bani la PNDL... Domnul primar, duceți un constructor cunoscut, fără constructor. Ramele de supraveghere, într-adevăr, nu le-am făcut anul ăsta, nu s-au cheltuit banii, o să ținem un gestul la anul că trebuie neapărat. Am avut trei inițiative, am primit la măsurători de 3-4 firme, mi-au venit cu o estimare de undeva de 40.000 de euro, undeva la 36 de camere cu toată comuna. Am fost așa în dubii, nu le-am făcut. E prins partea pe bani. S-au părut mulți bani, adică de 6 de euro. Mai multe întrebări sunt vis-a-vis de taxa asta de la tractor și de la Budo. Acest proiect s-a încheiat în 2017. Sau 2018. Nu, e exact 2017-2018. N-au trebuit decât 5 ani. 5 ani, domnul Lan, tot spune, dar eu știi că nu a fost... Da, de taxa e mai din mult, domnul. De vremea când eram pe taxa, sunt 6 ani. Nu e de vremea când era. Păi, când ați semnat contractul? Da, haideți să facem acum, ne luăm hârtie și ne uităm. Cât de? Pe 2016. Eu am semnat contractul, am făcut primit imediat după ce am terminat, la gata primit, doamna mai era mică. Eu am fost de-am făcut contractul și pe-au venit la... Cum mai contează? Nu e contra ce am făcut. Deci, important de când se termină contractul ăla de ce? Exact. S-o putem să pun să reacționăm. Da, există un dat. Trebuie făcut un serviciu. Serviciu care va fi exact ca serviciu de apă și canal. Să se autofinanțeze, să trăiască de acolo. Adică, să poată să facă revizii la tractor și la bulldozer, să poată să-și asigure salariile, să poată să pună motorină, să poată să schimbe uleiurile și toate alea. Un salariu. Un, două, cinci. Unul ajută. De doamnă. Asta este soluția. Nu taxă. Numai aprobăm trecerea utilajelor la serviciu de apă, dacă tot la vedeți în ordine, și avem un serviciu, mai stă unul din ei care se pricepe și spune, creează bani și nu mai rămâne nici fără bani la apă, fără mic și taxe și gata. Iar eu spun că la taxele locale generale se poate, și vă dau două exemple, se poate pune taxe locale de vitanjare. Cine vă oprește și aducați taxe de teren. De zbor, când știți că ne-a închetat, când nu în casa, ne-au închetat. Dacă nu veni și ne-a închetat, chiar dacă n-aveam voie de teren și era pe zbor, am încasat, nu l-am nimic în cap. Și atunci am oprit taxa după 3 ani, că vezi, doamne, mi-era jumătate de ani. Ne-a reclamat domnul Sârbu. Păi nu ne oprește nimeni să o facem de la altul cu opțiune. Să te vrei, domnul primar. Da. Da. Domnul Matei, asta cu ajutor din căzire aveți să vedeți dreptate. Și eu am sesizat, deja am votat cu tot, dar până m-am întrebat, domnule, vreau și eu, ce trebuie? Era normal, am făcut la petul ăsta, ca să pun un plian pe toate mesele. Aia, domnule, trebuie asta, țin că trebuie dacă. Până în 2000 de metri teren în Dragilan, până în Italia, sala, venitul pe sală, 1000. Asta ai zis informații. Asta e informații. Dar au fost impuse informații, domnule. Au fost în fiesta, dar nu aici la primărie. Așa, la domnul Orchean, numele de casă. Rubici, nu mai sunt așa de mult. Două, trei străzi. Știți cumva e un număr mai mare din ziua. Da, sunt niște străzi care nu sunt completate. Și la Blidar, zici, cu el. Dar mai următorii 3 ani reușim. Colectarea selectivă. Mi-a spus întrebarea colectarea selectivă și cu... vreau să apăs un pic de chestia asta. Este mingea Curtea Consiliului Județean. Nu au luat, n-au reușit să termine achiziția și distribuția de cubezi. N-au dat la comun. Zic că poate să iese să fie prioritate, dar nu poate să iau până în încep. Dar ce? S-au făcut licitații, au iau judecat, au contestat, ce chestii de-astea, ce chestii de-astea? Nu sunt... Dar dacă tot am revenit
la asta cu glonile. Ce facem? Suntem la diverse, da? Ce facem? Oprim serviciul de la Diamante? Vă întreb, îmi dau... Da, stăm pe sfârșit de ședință. Dacă vreți la diverse, discutăm la diverse. Ce se află? Ce o soluție, împreună. Eu nu... Ce se află să oprim? La care serviciu vă revin? Digul noi. Ce înseamnă să oprim? Da. Păi dacă nu avem taxă, nu avem proiectat. Dar merge pe propunerea domnului Matei, de 7 lei și ceva. Păi da, dar eu vin cu propunerea acum. Eu acum vin cu propunerea. Declarăm ședința asta închisă, vă convoc pentru ședință din îndată și veniți cu propunerea. Că dacă nu trebuie să mai venim într-o zi. Dacă sunteți de acord. Și să putem proceda la sală, este la lucru. Dacă nu, mai multe, sau dacă nu, oprim. Oprim colectare. Iar dacă nu ce spune domnul Mărcheanu. Același preț anul trecut ar trebui venit. Nu m-a ajutat. Da, dar veniți cu o propunere. Mai puțin, mai mult, mai are. Dar trebuie să funcționeze cumva, cred. Domnul primar, ca să funcționeze. Să venim cu aceeași propunere. Și primul să încercăm. Oamenii ăștia sunt idei. Domn Beroane, să adunăm cu noi selectiv. Să îi obligăm cumva să plătim după cântar. Scădem cantitatea. Dacă noi putem conștientiza oamenii să ducem cantitatea mai jos, scade. Domnul primar, oamenii până nu sunt strânși, domnul Roșcan, de acord cu dumneavoastră, dar chiar dacă îl plătiți toți, prețul unui va fi mai jos de, la cantitatea asta. De prețul care a fost anul trecut, de la 7 lei de euro. Chiar dacă se încasează toți banii. Diferența. Păi de chiar din doamna comandantă și-a spus tasa din nivelul de colectare e 6%. Da? Diferența aia e în nivelul de colectare. Adică sunt... Diferența care nu s-a corectat. Auzi, vreți să-ți conștientizăm numai cetățeanul. Dar nu, ce te conștientizăm și noi? Ei sunt cântat, nu mai se lasă cetățeanul. Chiar între noi, dumneavoastră acasă, între prieteni, vecini, băi, oameni, băi, nu mai scoate, nu mai da. Eu vă spun sincer, unii mie merg cu rugăminte, băi, oameni, vă rog frumos, nu mai... Domnul primar. Da. De ce nu suntem o dată... Acum vreau să vin și la ideea dumneavoastră. Păi... Dar putem face chestia ce spuneți dumneavoastră. Dar serviciul trebuie să ne aibă până acum. Domnul, sunt de acord cu dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Orice lucru are un început și un sfârșit. Dumneavoastră spuneți acum, până la ciobelanele la care eu le văd salvare, dar nu salvare, că de înapoi cred. Pentru că dacă luăm ponderea gunoiului, reciclare, a biodegradabilului... Mai stați un pic să vă vorbim cu gunoiul, că ori rămânem fără taxă, ori rămânem fără colectare, ori mai facem o ședință, dacă vreți, dar eu nu fac. Faceți o ședință cu un proiect de hotărâri, cu prețul binei de același proiect. Iar votăm o soluție, să ne luăm aici. Cu propunerea mea cea mai bună. Eu când am zis subvenționăm de la primărie, da, cei 30% care n-au plătit, odată și odată vor plăti. Dar subvenționăm o sumă, că n-au plătit banii aia, când vine într-un bugetul comunic, îi încasează cu țărâie, da. Ăia vin înapoi. Dar nu-i ca la apă, ce nu-ți mai vine. Dar tot acum rămâi la 76, ce era pentru ei. Chemați un reprezentant, voi faci o ședință, chemați unul de la ATIS aici, la serviciu, fac un lucru. Vă mergeți altul din nou. Și acum și nu sunt importurile. Sincer, de ce filmați și aici? Pleac greu. Sunt de zi cu un ideal, zic eu nu pot să zic. E clar ședința aici. E clar ședința aici.